Vlogerul George Buhnici spune că vrea să-și ceară scuze public tuturor celor pe care i-a jignit cu afirmațiile sale și spune că a făcut acele declarații controversate, probabil din dorința de a șoca și de a impresiona audiența. Buhnici a stârnit un val de reacții critice la adresa sa, după ce, într-un interviu, a susținut că cei care se duc la mare vor să vadă piele fără vergeturi și că este normal să ne uităm la sân și la fund. Conform hotnews.ro, într-un video postat pe canalul său de YouTube și intitulat Iertați-mă, doamnelor, George Buhnici își prezintă scuzele pentru declarațiile sale controversate, vorbește despre posibilele motive care au stat la baza afirmațiilor scandaloase și spune ce vrea să facă pe viitor. Aș vrea să vă spun că în urma celebrului interviu pe care l-am dat în urmă cu 2 săptămâni, am primit acuzații și chiar amenințări din cele mai dure și mai serioase și m-am gândit foarte serios la ce am de făcut în perioada următoare. O să o spun pe șleau. Da, am vorbit ca un mărlan, ca un băiețaș de cartier fără pic de minte în cap și fără nicio experiență de viață, ca și cum aș fi fost fumat sau cel puțin amețit de băutură. Mulți dintre cei care mă cunosc chiar m-au întrebat dacă nu cumva am fost sub influența unor substanțe. Nu, nu am fost, nu am această scuză. Eram poate doar euforic datorită atmosferei de festival, mai ales după atâta vreme de stat mai mult prin casă. Dar asta nu scuză nimic, probabil din dorința de a șoca și de a impresiona audiența, dintr-o tentativă total neinspirată de umor, am reușit să fiu superficial și lipsit de empatie, am jignit categorii întregi de oameni și am obținut într-adevăr un șoc, dar acest șoc a fost în primul rând pentru mine și pentru familia mea, nu numai pentru public. Vreau să-mi cer scuze public tuturor celor pe care i-am jignit, celor pe care, fără să-mi dau seama într-o pauză de rațiune, i-am și mai ales le-am agresat prin limbaj și prin lipsa de politețe. Așa cum ați aflat, probabil am plătit și încă plătesc scump pentru acest episod, care a făcut atât de multe valuri pe internet și în media. Dar aici nu voi intra în detalii. Ceea ce am să fac este să-mi reconsider eu în perioada următoare prioritățile, să mă concentrez mai mult pe familie și pe lucrurile de care sunt pasionat și la care mă pricep, case sustenabile, energii regenerabile, tehnologie. N-am să dau curs invitațiilor sau ofertelor care speculează imaginea de băiat rău, bădăran și de misogin. Consider că această imagine nu mă reprezintă, eu nu sunt și nu pot fi un astfel de personaj. Îi rog pe cei care și-au închipuit că pot reprezenta așa ceva să-și caute în altă parte exponenții, într-un cuvânt celor care se gândesc că voi profita de popularitatea pe care am căpătat-o în aceste zile pentru a-mi lărgi gama de preocupări, le spun că nu voi face asta. Nu mă interesează popularitatea de acest fel. Nu o merit pentru că nu sunt așa. Voi rămâne pe felia mea, acolo unde publicul mă cunoaște și, sper eu, încă mă apreciază. Tehnologia care ne schimbă viețile în bine. Îmi pare tare rău. Am învățat foarte multe din această situație extremă și mi-aș dori să învețe și alții din ceea ce mi s-a întâmplat mie. Sper că această dezbatere care s-a stârnit să fie de folos în cele din urmă tuturor. Sper să nu devină doar încă o întâmplare seacă de pe internet, în care toată lumea s-a implicat doar la nivel de comentarii, dar nu am învățat de ajuns cu toții. În încheiere vreau să le mulțumesc atât celor care mi-au trimis mesaje de susținere, cât și celor care m-au criticat. Și unii și alții m-au ajutat să depășesc această perioadă și să mă trezesc la realitate. În acest moment vreau să iau ce este mai bun și util, să continui să evoluez. Mai vreau să mulțumesc familiei mele care mi-a fost și îmi este alături și vreau să le spun că îmi pare rău, pentru că dintr-o inconștiență i-am expus la acest val național de oprobriu. Vedem acolo unde experiența și contribuția mea sunt cu adevărat de folos. Pe curând! Acestea au fost cuvintele lui George Buhnici, relatează hotnews.ro.